Salutare tuturor, eu sunt Armageddon și vă urez bun venit pentru un nou videoclip. După cum vedeți, avem aici pe Ziftie. Se pare că avem un raid interesant. Știți că v-am mai spus eu vouă, dacă aveți un raid interesant, să-mi trimiteți mie, iar dacă mie îmi place, vi-l pun pe canal. Surpriză, avem un raid de la Yojo. Yojo, așa că let's go. Acum înregistrăm. Pun și ceva coment pe el, pentru că nu l-am văzut încă. Vreau să fie așa din prima să-l văd. Am încredere că John îmi trimite ceva bun. Așa, se pare că la Ciopărini a găsit benzină. Oare de unde știa el care are benzină? Se pare că am căutat baza pe YouTube. Cineva a căutat ceva informații. Drăguț. Vă sfătuiesc și pe voi când mergeți la raid. Mai întâi verificați baza pe YouTube, că v-ar ajuta foarte mult să scăpați de o grijă și bătaie de cap. Să dați un raid cât mai bun, pentru că știți exact unde trebuie să mergeți. Așa că, hai, să vedem ce face Joe pe aici mai departe. Hai, domnul Joe, te mai chinui mult cu ciopărul acela? Ok, haideți că nu s-a hotărât ce face cu motorina. O pune, nu o ia? Ah, ok, a luat. Ok, mergem mai departe să ne cu baza asta. Pare promițătoare și dacă mi-a trimis înseamnă că, bro, ăsta crește o herghilei de cai pe aici? Uitați-vă câte chestii de alea de cai de hrănit. Pe partea e la fel are, dude. Ăsta are fermă, frate, ăsta are fermă. Ăsta are fermă și crește cai, probabil. Joe, ce faci, ce faci frățioare acolo? Și, apropo, Joe, cum o cheamă pe domnița asta ta care, cu care colaborezi? Nu ne-ai spus, frate, nu ne-ai spus. Ok, se pare că... se pare că a găsit ceva bun pe aici, să vedem, deschide. Un AK, două pistoare, nu-i rău, frate, nu-i rău. Drăguț, 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 nu se supără nimeni. Mai departe. Acum urmează partea aia tristă, știi, în care alește în vârți, bați pe aici după colți, după ziduri și a bătaie. Bluziță de Moș Crăciun, drăguț. Frate, uitați-vă cum se numesc astea, mă, pentru căței. Pentru căței. Pentru cai, frate. Nu știu cum se numesc astea. Habar n-am. Am uitat cum se numesc. Uite câte are, frate. Uite-te și tu câte are. Toate sunt în... toată baza este înconjurată cu așa ceva. Adică, de ce? De protecție? Să înțeleg. Ok, în regulă. Joe, mai ai, frate? Mai ai? Ok, să vedem. Asociata lui domnul Yo Joe este aici pe felie. Să vedem ce face mai departe. Se pare că deja avem niște arme. Drăguț, un AK, două glocuri, eu zic că e ok. Eu zic că este super mega ok. Ia să vedem mai departe ce să mai găsească. Ia să vedem ce mai găsește. Chiar sunt curios. De v-am spus, dacă aveți baze bune, raiduri bune, nu baze bune, raiduri bune, sau, nu știu, un video frumos, drăguț sau bun, sau aveți și ceva fain, trimiteți-l și mie. Aveți adresa de e-mail în descrierea canalului, trimiteți-mi-l. Câte pistoale, frate, câte pistoale. Drăguț, drăguț, ne place asta. Iar eu voi face un pic de coment peste și voi adăuga raidul vostru pe canal. Mai simplu așa. VSS, frate, shotgun și încă un AK. Bro, ăsta e bun raid, frate, bun raidul. Ăsta da raid. Pentru că mulți mi-au spus, Armageddon, mai filmez pe canalele noastre sau pe conturile noastre. Băieți, dar filmați voi raidul și trimiteți-l mie. Eu le editez puțin de el și GG. Pa, pa, cum este acum? Hai, Joe. Bagă, Joe, te-ai blocat, frate, ce s-a întâmplat? Ok. Am revenit. O scurtă întrerupere, dar s-a rezolvat. Frate, cât e acolo, câte arme. Da, ăsta da, right. Și acum, din nou, o luăm la fugă. Revenim imediat. Bătaie! Bătaie, bătaie cu folca de măgar, let's go! Bătăiții, gătăiții, dom-dom, să înălțăm! Bătăiții, gătăiții, dom-dom, să înălțăm! Pam, pam! Nu știu exact ce caută domnița asta ta, Joe, dar, da, cam fuge de bătaie. Trebuie să caute un zid să-i înghesuie pe acolo și, de fapt, nici măcar n-are zid unde să-i înghesuie să-i bată. Ar merge și la colț, numai că, Joe... Joe, merge și bătaie la colț, numai că încă n-ai învățat-o pe doamna. Trebuie să învăț pe doamna cum se face bătaie la colț. Merge chiar foarte bine, un pic prin intimidare, dar merge foarte bine. Ok, deci până la urmă ai ales varianta YOLO. YOLO să fie. Ok, deci acum să înțeleg că urmează o teleportare în bază, din câte văd eu, se pare că urmează o teleportare în bază. Da, drăguță mișcare, drăguță mișcare. Mă întreb dacă noul update mai funcționează chestia asta, oare mai funcționează? N-am mai încercat un nou update. N-am avut ce să te reportez în bază, dar e în regulă.
Ok, se pare că avem o teleportare în bază cu doamna lui Yogeo. Așa că da, ne vedem în bază. Ta-da, am ajuns în bază la Yogeo. Ce bază ai, frățioare. Ia să vedem cum arată baza lui Geo. Ok, cam întortocheată. Se vedea un colț de metal acolo. Se vedea un colț de metal. Măi, Geo, hamsterule, și tu ai ceva acolo? Ia uitați, și nu vrea să ne arate, sau intră în bază? Bro, ce cu baza ta, Yogeo? Ba da, ne intră în bază. Văleleu, și-o-i acolo, frățioare. Văleleu, și-i acolo în baza ta, frate. Metal pe jos, podele, chestii. Da? Se pare că e luxăraie pe acolo. Aparent de afară te uiți gardul de level 1. Normal, ce poate să fie? Gardul de level 1. E un sărăntoc. Iar după, și-a făcut, frate, și un culoar. Un culoar pe care să decoleze. Drăguț, ne place. Bun, ne vedem la raid mai încolo. Și se pare că ne-am întors. Și domnul Toxic amulește, se pare că o caftește pe doamna. Dar da, bineînțeles, doamna știe ceva. Karate Kid ceva. Să par două bucăți leșinată la. Bun, ok. Continuăm raid-ul. Oare putem să mai găsim și mai multe arme? Oare? De fapt, mai avem încă arme de luat de acolo, nu? Joe, mi se pare că mai sunt niște arme pe care trebuie să le iei de acolo. Ia să vedem ce o să facă mai departe. Care este mișcarea doamnei. Bine să-ți clasă pistoalele. Drăguț, un raid full de arme. Full de arme și katane și... Da, ce pot să zic decât GG. Și până la urmă cred că am ajuns unde trebuie. Se pare că avem pistoale, mai multe pistoale. Interesant. Ia să vedem dacă mai găsim ceva. Se pare că tot ce înseamnă cufere... Bro, mai multe pistoale. Se pare că tot ce înseamnă cufere negre, se pare că a fost succes pe acolo. O grămadă de arme. Nu mai are cufere negre. Acum trebuie să meargă pe cele gri. Bă, de acolo un tranc, oare o să-l spargă? Mai multe pistoale, dude. Deja are 8 pistoale, 8 arme în bază. În chopper mai are ceva arme și aici iar pistoale. Interesant. Asta da bază. Dacă ne meriți o bază ca asta, vă faceți... Pe bune, două trancuri. Bro, două trancuri, frate. GG, ce pot să zic decât GG, fraților, GG. GG, Yogeo, GG, bro, GG. Nice. Se pare că cineva o să petreacă astăzi. Ai rămas fără topoare, bro, lasă apa, mâncare, aruncă ea topoare. Hai, ne mai răs ceva, bro, ok, mergi la chopper. Bine, hai, du-te până la chopper. Ai dreptate, trebuie să pui ceva în chopper, trebuie să faci o mică mișcare de schimbare din itemele din chopper, inio. De acord cu tine, așa aș face și eu. Aș pune trancurile și ceva după aia, completare cu arme. Bun, se pare că am revenit unde trebuie. Hai să vedem ce mai găsește Yogeo aici. Oricum deja am rămas gură cască de tot ce a găsit acolo. Uite, avea și aici mâncare de alea, de mâncare de pentru cai, frate, animale. Câte are, frate, în jurul bazei și plus că avea și înăuntru un trancur. Trancul ăsta, m-am spus că e interesant trancul ăsta, ia să vedem. O fi ceva, încă un M16. De ce nu, mai multe arme. Și se pare că vine ultima hoardă. Iar doamna lui Geo O ia la bătaie, așa am spus. O ia la fugă, să nu ia bătaie. Let's go. Tot încă nu dau seama cum îi spune Geo. Cum o cheamă Geo, să ne spui, este un mister, frate. Cum o cheamă pe doamna asta? Cum o cheamă, pentru că sigur nu este Yogeo. Aici la colț, doamnă, la colț, puteți să bați la colț acolo. Da, se pare că preferă să alerge prin bază și să fugărească zombie. Ok. Bun, haideți că o să ne întoarcem la partea mai interesantă, dacă mai sunt ceva cu fărină. O să alerge prin bază și să bată zombie, după aia revenim, ok? Se pare că am ajuns la ultimul Toxic Combination. Corect, GG. O treabă bine făcută, doamnă. O treabă bine făcută. Yogeo, ești chiar norocos, frățioare. Ești norocos cu asemenea doamne. Numai că stau și mă gândesc, când o calci pe bec, oare tremuri în fața ei? Dacă ia falca de măgar și vine la tine? Da, bun. Haideți să trecem la raid mai departe. Ce mai găsim pe aici? Un pipe să băgăm pe acolo. Ok. Mai spargem ceva, doamnă? Mai spargem ceva astăzi? Sau, ok, zip gun-ul, nu? Nu-ți place zip gun-ul, nu lei? Bun, se pare că mai spargem ceva cufere galbene. Oricum, putem să spargem cel puțin două. Drăguț, un SWAT. De ce nu, până la urmă? Dacă toți suntem la rai, să ne și îmbrăcăm frumușel. Așa, și mai avem ceva? Mai avem ceva, chat?
Ciat, acum când voi vizionați lucrul acesta, adică videoclipul acesta, sper să vă placă. Așa, bun. Repet chestia asta. În loc să filmeze de pe contul vostru, mai bine filmați voi unde dacă aveți un ride frumos, doar strângeți tot de pe el și doar filmați. Sau, da, de fapt, da, nu contează. Filmați cum vreți, doar filmați-l. Trimiteți-mi mie pe e-mail, aveți e-mailul în descrierea canalului, iar de acolo eu îl editez, punem ceva coment, niște muzică dacă e nevoie și vedem ce se întâmplă. Ok? Uitați de asta. Drăguț. Înseamnă că cam asta a fost. Vine The Big One, nu? Mai vine The Big One și cam numai armură pe aici. Armură, swaturi. O grămadă de swaturi, frate. Bro, o grămadă de arme, luat geo, o grămadă de arme. Cam asta a fost videoclipul. Ce să zic? Fiți binecuvântați, oameni drăguți, doamnelor fiți binecuvântate, domniților fiți binecuvântate și iubite, iar până data viitoare, shalom tuturor!